Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, bună ziua și bine ați venit la acest briefing. Astăzi, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la unele prevederi legale referitoare la amânarea actelor executorului judecătoresc și la momentul de la care începe să curgă termenul de contestare a acestor acte. Mai exact, articolul 67 din Codul de Executare reglementează regimul juridic al expedierii și al înmânării actelor executorului judecătoresc. Dispozițiile sale prevăd că actele executorului judecătoresc se comunică prin mijloace prevăzute de lege personal destinatarului și doar în subsidiar în caz de absență a destinatarului persoană fizică. Actele executorului judecătoresc se înmânează unei persoane care locuiește împreună cu destinatarul, membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestora sau unei persoane cu funcții de răspundere din primărie, președintelui asociației locatarilor de la domiciliul destinatarului pentru a-i fi transmise acestuia. Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntârziată destinatarului și răspunde pentru eventuale prejudicii cauzate prin necomunicare sau prin comunicarea tardivă. Documentul se consideră înmânat destinatarului la data indicată în avizul de primire. Totuși, în situația în care înmânarea actelor executorului judecătoresc către destinatar sau către persoanele menționate mai sus nu a fost posibilă, actul va fi comunicat prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Opțiunea legislatorului de a comunica actele executorului judecătoresc în cazul în care nu este posibilă transmiterea lor debitorului personal este suficient de clară și previzibilă. Curtea a observat că o asemenea metodă de comunicare se regăsește și în legile altor state europene. Obligația de transmitere a documentelor primite de la executorul judecătoresc, pusă în sarcina persoanelor indicate la aliniatul 2 al articolului 67 din Codul de Executare, derivă din faptul că acestea se află într-o poziție mai apropiată în comparație cu executorul judecătoresc pentru a cunoaște situația destinatarului și locul de aflare al acestuia pentru a-i comunica actele care îl vizează. Legislatorul a reglementat mai multe modalități prin care se va încerca comunicarea actului respectiv către destinatar, astfel încât să se asigure că au fost depuse toate diligențele necesare pentru a nu fi lezate drepturile și interesele destinatarului. Curtea a notat că atunci când se susține existența unei ingerințe într-un drept fundamental, persoana interesată trebuie să aibă la dispoziție suficiente garanții procedurale și trebuie să aibă posibilitatea unui acces efectiv la un tribunal, care să se pronunțe cu privire la pretinsele ingerințe în dreptul său. Pentru că în această sesizare a fost afirmată încălcarea dreptului de acces la un tribunal, Curtea a verificat dacă prevederile codului de executare respectă articolul 20 din Constituție, precum și dacă participanții la procesul de executare îi se acordă suficiente garanții procesuale pentru a-și apăra cauza în scopul contestării măsurilor care interferează cu drepturile lui. Curtea a observat că termenul de contestare a actelor executorului judecătoresc se calculează începând cu data indicată în avizul de primire, 2. Data indicată în procesul verbal de înmânare a actului persoanelor terțe sau 3. Data comunicării actului prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
De asemenea, participantul la procesul de executare poate fi repus în termenul de contestație în conformitate cu condițiile expuse în codul de procedură civilă. Articolul 116 din codul de procedură civilă prevede că persoanele care din motive întemeiate au omis termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanță. Mai mult, încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea de repunere în termen poate fi atacată cu recurs, iar încheierea prin care s-a făcut repunerea în termen nu se supune recursului. Astfel, Curtea a reținut că codul de executare conține suficiente garanții împotriva arbitrariului. Dispozițiile contestate ale articolului 67 din codul de executare nu îngrădesc accesul liber la justiție, întrunesc criteriile de calitate și sunt conforme cu articolul 20 și 23 din Constituție. Prin urmare, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate și a recunoscut constituționale textul. Documentul se consideră înmânat destinatarului la data indicată în avizul de primire, din aliniatul 2 al articolului 67, precum și aliniatul 7 al acelui articol din codul de executare. Vă mulțumesc!